n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu ea voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Din vrem de mult trecute suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroi ce șaflă sunt. Cea de-a doua ediție a concursului cultural catehetic Stănița, simbol al etnografiei poporului român, organizat la inițiativa protopopiatului roman și cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Părinte Ioachim, în parteneriat cu instituții reprezentative locale și centrale nemțene. Mai întâi, vă rog să-mi permiteți să prezint în rezumat istoricul acestui așezământ muzeistic, care pentru câteva ceasuri va fi gazdă primitoare pentru cei care știu să aprecieze valoarea lucrului încărcat de istorie și să respecte cu adâncă recunoștință modul sublim în care înaintașii și-au ctitorit existența. Casa Vlădicăi reprezintă forma restaurată și reamenajată a casei țărănești originale care a aparținut părinților trupești ai înalt preasfințitului Părinte Ioachim. Ea a fost construită în anul 1948, după modelul caselor tradiționale din lemn și pământ, acoperite cu șindrilă, ulterior fiind ușor modificată potrivit nevoilor și a numărului de copii care s-au adăugat familiei de-a lungul anilor. În data de 19 ianuarie 2014, cu două zile înainte de a fi chemat de Dumnezeu la ceruri, Nicolae Giosanu, tatăl înalt al Sfințitului Părinte Ioachim, a scris un testament în care a consemnat cum trebuie împărțit agonisiala lui de o viață și a încredințat casa fiului său Ilie, adică arhiepiscopului Ioachim, precizând totodată și faptul că întrânsa trebuie să fie amenajat un muzeu al familiei care să cuprindă obiecte și tot felul de acareturi, care să exprime tradițiile populare ale zonei și să vorbească de la sine despre etnogeneza neamului nostru creștin ortodox. De la inaugurarea acestui edificiu, din data de 20 iulie 2017, acest muzeu, care a împlinit în acest an centenar 70 de ani de existență, a găzduit numeroase evenimente culturale și educaționale la care au participat elevi și cadre didactice de la unitățile școlare din comunele învecinate localității Stănița, inspector școlar sau director de școală, cu prilejul desfășurării aici a cercurilor pastorale, pedagogice, a lecțiilor deschise, așezătorilor sau serbărilor școlare, dar a primit și vizita unor reprezentanți ai instituțiilor culturale locale și centrale, a oamenilor de presă, precum și a pelerinilor din comunități diverse din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, care s-au putut bucura de ambientul tradițional al casei și au putut admira exponatele muzeistice de la interior. Casa Vlădicăi este pentru zona Romanului o oază de etnografie, un reper cultural pentru pasionații de folclor, un edificiu etnografic ce va oferi peste timp românului secvențe de viață rurală autentică. Îi va vorbi despre preocupările cotidiene ale străbunilor, despre filozofia de viață povestită la gura sobei, despre ritmul unei vieți ancorate în ciclul liturgic al sărbătorilor, după sunetul clopotului și al sunetului de toacă, dar și despre înălțimea duhovnicească a unor fii și fiice ale satului, care, urmându-și vocația, au slujit lui Dumnezeu, scriind file de pateric moldav și făcând cunoscută această localitate binecuvântată în cele mai renumite lavre monahale ale neamțului. Așa cum spuneam, acest edificiu și-a deschis porțile în special pentru activitățile dedicate elevilor, deoarece biserica acordă o importanță capitală educației și formării tinerilor, ei fiind generația care are nobila misiune de a conserva și promova patrimoniul cultural și spiritual pe care și noi, la rândul nostru, l-am primit și conservat. Perioada din an cea mai potrivită a activităților recreative dedicate copiilor este mai ales vacanța de vară, iar în această perioadă a devenit deja o tradiție ca parohiile, prin încheierea de parteneriate cu cele mai reprezentative instituții locale, să ofere copiilor posibilitatea de a-și petrece timpul liber într-un mod constructiv.
Astfel, amintim faptul că în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în perioada vacanței mari a anului 2017, au fost implicați în activitățile școlilor de vară 3438 de tineri, iar anul acesta sunt deschise până la acest moment 241 de astfel de școli de vară. Acum, în an centenar, activitatea de astăzi încununează seria evenimentelor culturale-religioase desfășurate de la inaugurare, prin implicarea preoților din protopopiatul roman, coordonați de Părintele Protopop Dragoș Munteanu, și dedicate promovării valorilor etnografice și spirituale pe care le-am moștenit prin sacrificiul împlinit de bravii soldați români în urmă cu un secol. Desfășurându-se aici, în proximitatea acestui așezământ, acest concurs, care a adunat 200 de tineri, împlinește într-o anumită măsură dorința părinților ctitorului, care au făcut din casa lor un loc al comuniunii și al ospitalității proverbiale românești, un loc de încântare a sufletului chemat să guste din ceea ce este autentic românesc. În protopopiatul roman, școala de vară de anul acesta, dedicată unității spirituale și culturale a românilor, a adunat sub aceeași tematică 25 de parohii, la care au participat 600 de tineri. Mai întâi, tinerii au descifrat tainele însemnelor ce apar pe costumele populare descoperite în lada cu zestrea bunicilor. Au conceput, sub îndrumarea voluntarilor, blazonul propriei școli de vară și au înțeles semnificațiile pe care toaca le transmite creștinilor care se pregătesc să participe la serviciul divin. Au participat apoi la o primă etapă a concursului, la nivel de parohie și de cerc pastoral, iar astăzi câștigătorii au venit la Stănița, însoțiți de preoții coordonatori, pentru a vedea care sunt cei mai buni dintre cei buni. Competiția, care se va desfășura în câteva momente, este organizată pe trei secțiuni, după cum știm, și anume concursul de toacă, concursul de heraldică și cel de ie. Pentru întrecerea de anul acesta au fost propuse ca tematică trei elemente care au constituit de-a lungul timpului repere sau puncte cardinale pentru identitatea noastră culturală și spirituală, toaca, steagul și ia. Trei dimensiuni fundamentale pentru sufletul profund al românului care și-au găsit un loc unic în marea familie religioasă, națională și etnografică europeană. Trei puncte cardinale ce trasează harta continuității neamului nostru în acest spațiu mioritic. Aceste trei repere sunt esența românității și tripticul crezului nostru național. Noi ne dorim ca prin acest concurs tinerii de astăzi, prezenți aici, dar și cei care au participat la cursurile școlii de vară, să înțeleagă modul de viață al înaintașilor pentru a reuși să-și regăsească ei înșiși echilibrul și identitatea în peisajul eterogen actual în care românul imigrant, călător, naționalizat sau asimilat culturilor și civilizațiilor europene și nu numai, este tentat să așeze în plan secund propria spiritualitate, în încercarea de a se adapta și integra în marea aventură a lumii occidentale. În continuare, doi preoți și un tânăr teolog, desemnați de Părintele Protopop Dragoș Munteanu, vor prezenta pe scurt câteva aspecte teoretice ale celor trei probe de concurs, urmând ca tinerii să fie invitați pe rând pentru a concura în fața juriului. După ce toți concurenții vor desfășura probele până la ora 11:30, juriul va delibera, iar la final, atunci când înalt preasfințitul Părinte Ioachim, ctitorul acestui monument cultural, va fi în mijlocul nostru, vor fi înmânate premiile și diplomele câștigătorilor. Îi invităm așadar la microfon pe cei trei responsabili pentru cele trei secțiuni, pe Părintele Nistor Vasile pentru secțiunea de toacă, pe Părintele Andrei Adrian pentru secțiunea de heraldică și pe tânărul teolog Justin Lehonski pentru secțiunea IE. Să-i ascultăm! Părintele Constantin Galeriu spunea frumos, toaca se dezvăluie ca o chemare vie la rugăciune, dar și ca un cântec de durere, dar și de bucurie, vestind odată cu baterea cuielor crucii, imnul pascal de înviere. Toaca este unul din simbolurile Bisericii Ortodoxe. Cântecul ei tânguitor este o invitație pentru ca, pe care nu o poți refuza, este ca o rugăciune mistică ce se înalță către ceruri, spre a slăvi pe Dumnezeu. La începutul creștinismului, toaca însemna mijlocul cel mai simplu și cel mai ușor
de a chema pe creștini la sfintele slujbe, îndeplinind acest rol atunci când clopotele încă nu existau. Precum icoanele, scultura bisericească sau veșmintele liturgice, care nu sunt făcute la întâmplare, ci după un anumit tipic, așa și toaca nu se face la întâmplare sau dintr-o esență oarecare. Bătăile de toacă spun că nu ai cum să rămâi acasă duminica și sărbătoare, pentru că este chemarea lui Dumnezeu la rugăciune, este o trezvie a minții. Toaca este o rugăciune adusă lui Dumnezeu, marcând trecerea timpului cotidian la timpul liturgic. Bătută la diferite ore, toaca punctează timpul de peste zi, chemând la rugăciune și la slujbă. Ne bucurăm că și astăzi au venit așa de mulți copii să participe la concursul de toacă și sperăm că an de an vor reveni la Stănița să dea slavă lui Dumnezeu spre bucuria familiilor lor și a parohiilor și a bisericii întregi. Dorim mult succes copiilor care participă la cele trei concursuri și în special la concursul de toacă. Pe aceștia îi așteptăm în partea dreaptă a dumneavoastră, în ordinea în care vor fi chemați. Mult succes tuturor! Fenomenul heraldic s-a manifestat în istorie, începând cu Evul Mediu, în semnele specifice fiind necesare în distingerea participanților la luptă, fețele lor fiind acoperite cu coifuri de fier și oțel. Mai târziu, scuturile au fost pictate, fiind ușor de memorat și de recunoscut de la distanță mare. De la începutul heraldicii, însemnele au fost transpuse pe diferite suporturi, cum ar fi hârtie, lemn pictat, piatră, metal, practica evoluând în direcția evidențierii a șapte culori de bază. Pentru toate popoarele, stema, semnul heraldic suprem, are o importanță deosebită. Imaginile care o compun evocă istoria țării, prin intermediul ei tradiția rămâne veșnic vie, iar semnificația ei trezește sentimentul național. În cadrul școlilor de vară organizate în protopopiatul roman, toți participanții, fiind îndrumați de preotul paroc și de profesorul de istorie, au identificat în comunitatea din care fac parte personalități importante care au marcat viața parohiei, simboluri locale și icoane care le-au păstrat vie identitatea lor culturală cât și religioasă, pe care le-au așezat pe un drapel confecționat. Elementele cele mai des întâlnite în viața comunităților sunt crucea ca ideal creștin care a călăuzit viața oamenilor din cele mai îndepărtate timpuri și până astăzi. Spicele de grâu simbolizează bogăția, întenicirea părinților, bunicilor și străbunicilor noștri. Configurarea a două spice simbolizează și dialogul, am putea spune, între elevi și profesori, între copii și părinți, dar și între noi și Dumnezeu. Razele configurează și simbolizează unirea Harului Dumnezeesc care ne luminează. Se știe că unul dintre cele mai valoroase obiecte istorice și liturgice rămase până astăzi este steagul Sfântului Ștefan cel Mare. Pe el este reprezentat Sfântul Gheorghe stând pe tron, pe o perină roșie, trăgând spata din teacă cu stânga, în timp ce cu dreapta trage de gardă și zdrobind sub picioarele lui balaurul cu trei capete, ce se încolățește pe sub tron. Doi îngeri coborând din cer îi aduc, cel de la dreapta o sabie, iar cel de la stânga un scut încrustat cu pietre scumpe și îi pun pe cap o frumoasă coroană împodobită și ea cu două rânduri de pietre scumpe. În jurul capului Sfântului și pe marginea icoanei sale se află următoarea inscripție în limba greacă, Sfântul Gheorghe din Capadocia. Dorim mult succes tuturor celor care vor participa la secțiunea heraldică și invităm aici pe scenă în partea dreaptă. Preacucernici părinți, dragi copii, stimați invitați, observăm la nivel național și chiar internațional zeci de activități religioase și culturale în care costumul popular este de nelipsit.
Purtarea costumului trebuie însoțită totuși și de o cultură a lui, spre exemplu, semnificația lui din punct de vedere spiritual, istoric și simbolistic. Straile populare reprezintă adevărate mărturii ale credinței și pietății poporului nostru din vremuri de mult apuse, dar și dragostea lui Dumnezeu pentru tot ce este curat, frumos și înălțător. Dar totuși, de ce este atât de important costumul popular? Fără doar și poate în momentul în care ne referim la poporul român, portul popular reprezintă unul dintre punctele de reper atunci când ne referim la identitate și la valorile noastre naționale. Consider și cred că suntem cu toții de acord că nu este nimic mai frumos decât să vezi un cuplu format dintr-un bărbat și o femeie în fața Sfântului Altar îmbrăcați în straie populare. Ornamentația costumului popular diferă de la o zonă la alta, astfel regăsim elemente astrale, geometrice, spirituale, dar și de inscripție agrară. În timpul confecționării costumelor populare, femeile spuneau o rugăciune: cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. Luminează-mi haina sufletului meu și mă mântuiește Mântuitorul meu. Așadar, costumul popular prezintă și reprezintă taina sufletului femeii, adică slava întregii familii. Vă mulțumesc! Da. Preacucernici părinți, preacuvioase maici, domnilor și doamnelor profesori, învățători, distinse domnule primar, iubiți copii, în primul rând aș vrea să mulțumesc bunului Dumnezeu pentru această oază de liniște într-o mare de furtună, timp în care, cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintele nostru Ioachim, cu sprijinul preoților din protopopiatul Roman, vom desfășura un concurs în următoarele ore deosebit. Aș vrea să mulțumesc pentru prezență încă de la început preacucernicului părinte consilier Valentin Băltoi, pentru cuvântul generos de prezentare a acestei activități. Aș vrea să mulțumesc preacuvioaselor maici care le vom avea astăzi în juriu, care cu acrivie vor nota cele ce vor vedea și vor asculta, pentru ca la sfârșit să premiem valoarea. Avem și salutăm încă de la început în mijlocul nostru un grup de tineri deosebiți. Sunt șefii de promoție ai colegiilor naționale și al liceilor din municipiul Roman, care la rândul lor vor fi premiați de înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru curaj de a participa în pofida vremii la acest eveniment deosebit. Vă urez tuturor succes. În partea stângă a mea se va desfășura concursul de toacă. Copiii care s-au înscris se cunosc, să rămână lângă acel cort, iar aici veți fi invitați pentru concurse de heraldică și de costume populare. Dacă sunt copii care au un costum de prezentat și fac parte dintr-o parohie care are și un steag de prezentat, poate să vină în același timp. Succes tuturor, Doamne ajută, aveți o oră jumătate să arătați și să dați tot ceea ce puteți. Mulțumim frumos!
felicitări! Urmează... Felicitări! Catrința este făcută dintr-o țesătură dreaptă, din bumbac, de culoare închisă, care acoperă trupul de la vreun jos. Și pârneața, care este veche foarte veche, de peste 100 de ani, are ca materia principală lână. Mă numesc Mara și este Iunica. Am vrut să reprezentăm cele mai importante lucruri din parohia noastră. Astfel avem monumentele eroilor și din Bucura și din Egrești după aceea. Acum avem bisericile. Alte lucruri reprezentative din parohie este reprezintă o mălăria pe care avem fântânar, un cojocar și frânar. Aceștia au fost cunoscuți în toată comună, dar și în județ. Mulțumim! Bravo! 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 Bravo!
a treia persoană schimbi trei. Un alt element de treaba noastră este tricolor, care reprezintă patriotismul etnografilor noștri. Aici este o ilustrație a bisericii noastre încărcate de două mâini, rugându-se, care reprezintă la fel credința oamenilor din satul nostru. Pe cealaltă parte avem prezentat steaul parohiei, care sunt reprezentate trei pearuri specifice zonei geografice trecute traversate de râul Veneț. Ele sunt cultivate cu cereale, grâu și porumb. În același timp sunt cultivate și pepite de vie și pom fructiferi, crescând și pături de foiază. Specific satului nostru, oamenii erau cunoscuți ca mari meșteri dogari, dar și roțari. Costumul este acasit în partea de sus de casință, apoi e de o bundiță, o ie bătută cu flori, specific Moldovei, o burneață, o catrință făcută cu suciți și o poală cusută în același model moldovenesc. Mulțumesc! Parohia Gideon se pregătește cu jovenul Patrimon Luca. Alex, mă numesc Parohia Gideon și reprezint Parohia Gideon. Astăzi vă voi prezenta costumul pe care îl poartă verișoara mea, Justina. Acesta are o vechime de 60 de ani și este cel mai vechi pe care îl avem în sat. Este compus din tine, sută simplu, cu punct românesc, cu ciulină, șimbolul părintei strămoșești, cu ață roșie, vopsită manual, de către stăpânica Justinei. De asemenea, costumul mai conține fustă și catrință, țesută tot de către bătrâna Catrinca, pe cap poartă o broboadă veche de 50 de ani, undița pe care o poartă este cea mai veche decât tot costumul și nu este mai știe proveniența. Pune-ne și tu ceva, Nu mai e. Da? Și cum înseamnă? Vine ceva de costumul tău, îți place? Da. E cel mai frumos, nu? Da. Este modelul și călăuza noastră pe calea spre Dumnezeu. Dintre toate zicetele pe care le-a lăsat, noi am ales-o pe cea mai relevantă. O conștiință fără Dumnezeu este ca un tribunal fără judecător. În stânga avem sigla episcopiei Camerun și Bacăului, pentru că nu trebuie să uităm că toți facem parte dintr-o mare familie de creștini. Iar pe marginile steagului am cusut tricolor, pentru că suntem mândri că suntem români. Se pregătește parohia Brănișteni, Moi, Sămara, Barcan, Caluca. Costumul meu popular este format din ia, este brodată foarte frumos cu elemente geometrice. Cele mai des întâlnite culori sunt roșu și negru. Asta este ea mea. Ițare sunt portul special al bărbaților. Aceștia sunt foarte simpli. Fusta este tradițională zonei Romanului. Aceasta se asortează foarte bine cu ia. Bundița este cusută de mână și are broderii foarte speciale. Este de o raritate foarte rară. Pălăria sau căciula. Căciula este din blană de oaie. În picioare, copiii poartă opinși sau domnișoarele. Cu șosete de lână.
iar bărbații sau tinerii poartă niște ciubote care ajung până la genunchi. Aceștia sunt din piele de porc. În contextul centenarului Marii Unii, având în vedere că se împlinesc 100 de ani de la Marea Unirii. În cele două cercuri este prezentată imaginea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul bisericii din Brăjovei, și imaginea bisericii, unde este editat anul chitoriei și anul centenarului. Am folosit culoarea galbenă pentru a evidenția motivele florale populare, bocul de grâu, în care culoarea acestuia reprezintă lumina sfântă, bogăția, măreția și hrana spirituală și nu în ultimul rând cea material, iar mesajul cărții este îndemnul Mântuitorului Hristos. Bravo! Din care fac eu parte se află în satul Nerocostin, steagul parohiei noastre pe care îl aveți în față dorește să vă evoce în primul rând personalitatea Marelui Pronicabil Longostin, care a trăit pe aceste meleaguri în secolul XVII. Activitatea sa a marcat istoria națională, dar și întreaga noastră comunitate, de dovadă fiind cinstea de învățire de câteva secole. Alături de chipul ilustrului Miron Costin avea câteva elemente reprezentative pentru satul nostru și credința sătenilor. Astfel găsim sub formă de simbol elementar Sfânta Împărtășanie, pâinea și vinul. Respectiv, sfântul de grâu și vița de vie, de asemenea, pot fi observate și câteva elemente vegetative care aduc aminte de truda oamenilor de la sat, dar și de frumusețea naturii create de Dumnezeu în mod suprem, astfel omul ducându-și cu cinste traiul de zi cu zi prin muncă, câștigăm fără trup, formă, trup și suflet. Bravo, bravo! Fir de porancii cu o cămașă cu imprimeu din viral de mătase, o bândiță foarte veche, din anul 1949, și cu firlamen. Cu firlamen. Foarte bine, mai avem emoții mari. Mulțumim! Bună ziua, bine v-am găsit. Mă numesc Sabina Tiac, din clasa 7A, de la școala gimnazială Bălușești. Astăzi voi prezenta costumul popular din zona noastră și voi reprezenta parohiile din comuna Icușești. În picioare port o pincuță din piele de porc. Șosetele sunt împletite din lână. Poalele, catrința este țesută cu motive tradiționale din lână, râul este țesut din lână, bundița este cusută, înflorată cu motive tradiționale, traista este țesută din lână, cămașa este foarte veche, este țesută pe pânză de casă cu forme geometrice. Casânca este cu franjuri și cu motive înflorate și mărgelele. Bună ziua, mă numesc Coșnete Andrei Răzvan, din clasa 7A, din Bălușești, comuna Icușești, județul Neamț. Astăzi voi prezenta costumul tradițional de la noi, de băieți. O pinci din piele de porc, pantaloni albi, motive florale, cămașă albă cu poale, brâuri și suman, căci și cuciulă din piele de oaie. De miel. Bună ziua, mă numesc Ecaterina. Astăzi am venit să vă prezint steagul parohiei Bălușești.
După cum puteți vedea, în mijloc avem o cruce care simbolizează creștinismul. Pe fundal am pictat steagul României, deoarece noi sărbătorim anul acesta 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Pe cealaltă parte avem biserica, locul în care toți credincioșii se întâlnesc să se roage. De alături avem doi porumbei albi cu o cruce în cioc, care simbolizează pacea și vestirea creștinismului. Vă mulțumesc pentru atenție! Bună ziua, mă numesc Vâncă Medeia și astăzi vă voi prezenta costumul popular. După cum vedeți, ea are 60 de ani, bârneața este cu mărgele, cosută din lâniță și ea are, este cosută cu motive florale. Poți fără microfon? Mă numesc Georgiana Radu și reprezint parohia Vălei. În centru avem cloponița, titorită de Caterina Stărcean anul 1879, care străjuiește biserica veche de aproape 500 de ani. Aici avem unul dintre cele patru clopote. Ca o curiozitate, ele au fost titorite, au fost turnate în parcul dendrologic sub supravegherea Caterinei, care se spune că și-ar fi donat bijuteriile pentru a fi topite. Aici este tabloul Caterinei Stârcea, moștenitoarea conacului. Aici este conacul, care astăzi este reconstruit în totalitate de către urmașul familiei. Și aici sunt moaștele Sfântului Cosma, doctor fără de arginți, care au fost donate tot de către Caterina în anul 1855. Parohia Budești. Sunt Laș Adrian și am venit să și reprezint parohia Budești. Și am să vă prezint costumul popular tradițional budesc. Căciulă de miel, vestă, cămașă, bete, fustă, ciorap de lână și popinci. Dacă dăm mai tare, sar de acolo. Bine, am mulțumit, dar aveți și stea voi, puteți toare și stea. Unul vorbești mai încet, unul mai tare, unul ce să fie. Imediat. Eu nu și am venit să reprezint parohiile Budești și Climești din comuna Făurei. Noi reprezentăm parohia Sfântul Dimitrie din comuna Gâdinți. Acesta este drapelul nostru, este 100% făcut manual. Prima ediție a fost reprezentată de Hristos în mijlocul copiilor. Având în vedere că suntem în anul centenar, am pus și stema. Am pus și stema anului centenar aici, Hristos în mijlocul copiilor. Am avut 3 echipe de copii, fiecare echipă având o culoare din tricolor. Și pentru a sublinia efectiv prezența copiilor, am pus și amprentele lor în drapel. Costumul meu este alcătuit din 6 piese, în care este baticul, ia, fusta, fota și cingătoarea. Costumul meu popular este alcătuit din ie, broșii, cătrințe.
Cum să stea? Cu fața spre jos sau spre oameni? Pe steagul școlii de vară al parohiei Bozien de Jos am reprezentat următoarele elemente. Crucea, care este chemarea Domnului nostru Iisus Hristos la învățătură, învățătura de mântuire. Spicele de grâu, care simbolizează bogăția, delednicia părinților noștri și străbunilor noștri. Configurarea celor două spice de grâu reprezintă dialogul dintre părinți și profesori, elevi și copii, între noi copiii lui Dumnezeu. Razele de soare simbolizează lumina harului dumnezeiesc ce ne luminează. Cei trei heruvini ne apără, ne veghează și ne protejează pretutindeni și dintotdeauna. Configurarea steagului este harta României conturată de tricolorul românesc. Fortul meu este alcătuit din Ie, acesta este vechi, de peste 100 de ani, are următoarele elemente. Are rombul, care este matricea vieții, este de asemenea însoțită de scut de grâu și de cruce. Costumul meu popular este alcătuit și din brâu, catrință și bundiță. Costumul meu este de peste 100 de ani de la o bătrână care îl are la rândul ei de la bunicii ei, format din ie, bârneață, poale și ițar. El are următoarele elemente. Floarea, rombul care reprezintă matricea vieții, soarele și crucea. Mulțumim! Mulțumim! Steagul parohiei Vadiușa, respectând. Soarele care mereu ne surâde și ne face vesel. Hora copiilor, un mănânc de flori, mișcarea prin sport, crucea, credinței, porumbelul, steagurile și cifra 100, respectând centenarul Unirii. Costumul meu este alcătuit din ie, model împărat. Este colorată cu plante. Ea are aproape 100 de ani. Este de la stră bunica mea. Mulțumim tinerului parohia Iuda Hac. Haideți să-i aplaudăm pentru încurajare. Parohia Linseș, Tădiță Lucian și Tădiță Anastasia. Eu reprezint Parohia Linseș, Comuna Unite, în județul Neamț. Costumul meu e format din pie, fustă și pot. Și patic. Vă mulțumesc! Eu port
drapelul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Costumul meu popular pre-alcătuit e undiță, pantalon și brân. Vă mulțumesc! Mulțumim, vă rugăm să-i aplaudăm! Parohia Contul. Se pregătește parohia Toljești, Munteanu Georgiana, Costolat Eluiza, Toma Ivinca, Ștastea, Ciubătaru Andreea, Cristian Alexandru, Damian Alexandra și Mihai David. Cordulu. Cordulu? Reprezint parohia Comunei Cordon și costumul meu este format din ie, catriză și poale. Costumul meu este de 150 de ani, ușor recondiționat. Cu motivele florale și din lână și am emoții. Mai prezintă cineva? Mulțumim, vă rugăm să-i aplaudăm. Bravo, bravo. Stai să deja ai luat ceva. El a concurat? Te-ați concurat? Da. La? La ce vreau să cerc? Cordon? E cu ce fost? Cordonul a fost. Acum Toljești? Da. Toljești. Da. Toljești. Nu fost? Da. La care a fost? A fost la... la Cordon. Să ascultăm pe tine din parohia Toljești. Sărut mâna și bine v-am găsit. Eu mă numesc Munteanu Georgiana. Eu astăzi port un costum tradițional din zona Toljești, costum de fată tânără nemăritată. Acest costum a fost cusut de mult și poartă diferite straiuri și cusături. De asemenea, poartă și o poveste minunată a unei tinere fete, logodite făghin, care își aștepta logodnicul ei din armată. Acest costum a fost cusut special pentru ziua revederilor. De asemenea, a pus pe el toată iubirea pentru natură și frumos, îmbinând culorile roșu și verde, roșu simbolizând bucuria vieții, a naturii, a iubirii, iar verdele reînnoirea naturii și a prospețimii. Piepții ei sunt lăsați albi și cuprind râuri care lasă să se vadă frumusețea unei fete și eleganța acesteia. De asemenea, se spunea că, prin povestea transmisă din Străbun, care a purtat schimburi de generații, că această fată a cusut cruciulițe și s-a rugat bunului Dumnezeu pentru logodnicul ei. A realizat o minunată dantelă ce cuprind terminațiile mâinicii și ale gâtului. De asemenea, pot spune și despre catrință, care este cusută și făcută manual dintr-un fir negru, ce simbolizează statornicia pe acest pământ, și firul auriu, ce simbolizează starea ei socială, dar și tinerețea fetei. Este o ie foarte veche, la fel și costumul și catrința noastră. Simbolizează tinerețea fetei. Poalele sunt albe,
iar florile care sunt cusute pe acest costum sunt roșii și verzi. Simbolizează natura și florile frumoase din zona Doljeștilor. Sărmâna, mă numesc Mihai David, iar noi astăzi vă vom prezenta steagul comunității ortodoxe Doljești. Orice steag conține un fapt simbolic, o forță care se revarsă asupra unui grup sau o forță de unificare. Comuna Doljești este o veche așezare ce datează din secolul al XV-lea pe Valea Sureptului. Satul are o importanță semnificativă începând cu secolul al XVIII-lea în jurul mănăstirii Doljești. Ctitorii s-au închinat Bisericii Sfintei Treimi sau Sfintei Troițe, așa cum apare și în pisania bisericii. Au construit o biserică mare și impunătoare pentru acele vremuri, ale cărei turle se privească în depărtare pe câmpul de luptă, acolo unde Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a cucerit tronul Moldovei în 1457. Oamenii harni și muncitori se ocupau cu lucrarea pământului pentru binecuvântarea și viețuirea lui Dumnezeu, mulțumind pentru dărnicia pământului și roadele bogate, i-au dat slavă lui Dumnezeu, ridicând cele două mănăstiri, semn al puterii și adevăratei credințe ortodoxe al neamului românesc de aceste meleaguri, pe fundalul alb al purității și al păcii, am desenat vița de vie și sticul de grâu, simboluri creștine, combinând galbenul soarelui cu verdele tinereții și regenerării naturale, ca bază a Sfintei Troițe, pe care se sprijină poporul și biserica. Pe stemă am desenat icoana Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, în care culoarea roșie este specifică, pentru că ea simbolizează puterea, sângele și evoluția formatoare și jertfele făcute de înaintași. Mulțumim pentru această frumoasă prezentare și părintelui care i-a îndrumat și doamnei preotese. Urmează parohia Chicerea. Fetnice părinte, preocupioasă maică și distinși membri ai jurului, mă numesc Năstasă Laura, sunt reprezentantă a parohiei Chicerea, iar astăzi vreau să vă prezint steagul reprezentativ pentru parohia noastră. Am ales pentru acest steag două elemente reprezentative pentru parohia noastră, și anume crinul și ia. Am ales ia deoarece reprezintă icoana Maicii Domnului îmbrăcată în straie tradiționale din cadrul parohiei noastre. Un alt preasfințitul, părintele nostru Ioachim, a apreciat foarte mult această icoană, de aceea și-a numit-o Maica Domnului Grădinăreasa, prin prisma faptului că România este considerată grădina Maicii Domnului. Crinul am ales tot prin corelație cu Maica Domnului, această floare fiind considerată floarea Maicii Domnului. Și încă un lucru pe care vreau să-l precizez, acest steag este desenat manual de către tineri din cadrul Ligii Tinerilor Chicereni. Mulțumesc și domnule! Bună ziua, distinși membri ai jurului, mă numesc Năstase Molina, sunt reprezentată a parohiei Chicerea. Astăzi voi prezenta costumul național specific al parohiei Chicerea. El este alcătuit din manghiță, ie, brâu, fontă și cantriță. Aceasta este specific parohiei, este unic pentru parohiei Chicerea, deoarece este prelucrat manual de încă din cele mai vechi timpuri de către strămoșii noștri. Ea este formată din forme geometrice, cu diferite culori. Mulțumesc! Bravo. Mulțumim, vă rugăm să-i aplaudăm, parohia Chicerea. Urmează parohia Cotuvameș 2, prin ansamblu Dragomirești. Urmează, se pregătește parohia Nistria, Barcău Iulian. Parohia Cotuvameș 2 acum.
Capcană Luiza și sunt membra ansamblului Dragomirești. Vreau să încep prin a vă spune că acest model de costum este de acum 500 de ani și este făcut manual. Costumul este format din poale, catrință, bârneață, ie, ilic sau bundă și basma. Iar înainte se purtau opinci, dar pentru dansuri sunt mai potriviți pantofii pentru a se auzi mai bine bătăi. Mulțumesc! Mulțumim și noi, vă rugăm să-i aplaudăm! Parohia Mustia. Se pregătește parohia Horia, Roșu, Bianca, Michitei, Limpia, Sudicu, Alexandru. Bună ziua, mă numesc Ursulin Ilian și reprezint parohia Nistria. Aceste culori, deci aceasta, reprezintă această culoare verde reprezintă pădurea, această culoare albă reprezintă pacea, vulturul reprezintă simbolul eroilor căzut pe câmpul de luptă pentru apărarea pământului strămoșesc. Trucea reprezintă credința creștină ortodoxă. Aici pe scut avem imaginea Sfântei Cuvioase Paraschiva, o creditoare a Moldovei. Aici, în aceste două părți, aceste imagini reprezintă ceea ce oamenii, ce oamenii se ocupă, creșterea animalelor, vine și... și aici jos avem resursele pământului. Reprezintă aceste... Mulțumim! Mulțumim, foarte frumos! Parohia Horia. Se gătește parohia Câmpul Vameș, Pinacache Paula, Busu Georgiana și Bobu Iulian. Așa. Ne întoarcem frumos. Bianca, dă-te un pic mai așa. Și tu, Ingrid, pe lângă Bianca. Cu ce începem? Prezentarea steagului, cu ce începem? Hai, Alexandru. Trage un pic steagul mai așa. Ah, perfect. Așa. S-a desprins de acolo. Hai. Hai, începem. Hai. Parohia Horia, pogumirea Sfântului Duh. Steagul nostru este alcătuit din un soare care reprezintă vara, după o cruce, care ne face să ne gândim că activitățile se fac în curtea bisericii. Aici avem un grup de copii care se joacă, reprezentând jocurile specifice copilăriei. Concursuri. Aici avem un model de costume populare reprezentând promovarea valorilor culturii naționale. După o cupă care arată concursurile care s-au desfășurat în parohia Horia. Și nu în ultimul rând, o față zâmbăreață care ne face să ne gândim la bucuria copiilor. Mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă numesc Roșu Bianca Petronela, am 15 ani și sunt elevă la școala de vară din Horia. Vă prezint acest costum popular românesc, cu o vechime de peste 150 de ani. Ea, împreună cu poalele, au un motiv solar înfrumusețat cu mâncene. Bonda are culori calde și este cusută manual. Catrința, împreună cu preul, este țesută în război și este foarte vechi. În picioare port opinci cu șosete de lână. Acest costum îl port cu mândrie și drag la fiecare spectacol și concurs la care participă ansamblul Plai Moldovenesc de la Casa de Cultură Roman, care fac și o parte. Mulțumesc! Hai, Ingrid!
Mă numesc Mititelu Ingrid și am 7 ani. Port astăzi un costum popular autentic format din ie, cusută în punct românesc, cu strugurei. Strugurei demonstrează munca femeilor de dinainte. Bundița este cusută cu modele de flori. Poalele au margine croșetată de străbunica. Catrința este țesută în războiul de țesut și este din zona Sucevei și are vechime de 70 de ani și la mijloc sunt legată cu un brâu țesut la războiul de țesut de străbunica cu mărgele. Traista este țesută tot la războiul de țesut și are margine croșetată de străbunica, în picioare portopis legate de mărgite și șosete de lână. Bravo! Bravo. Mulțumim! Andrei? Și nu, nu... Coborâre acum! Bună ziua, suntem Bogdanea, Paula și avem onoarea de a reprezenta parohia Cotevane. Școala de vară, prietenii copiii, prietenii Sfântului Nectarie, s-a desfășurat și în acest an, în perioada 12-19 iulie, a treia ediție. Steagul nostru reprezintă următoarele simboluri heraldice. La confluența Moldovei cu Siretul, tăinei de 610 ani, data testării documentare, statul Cotubameș, numit inițial Dragomirești, menționat odată cu Episcopia Romanului. Biserica cu hramurile înălțarea Domnului și Buna Vestire, una dintre cele mai frumoase și mari biserici, ridicată între 1993 și 2013, aflată sub ocrotirea Arhiepiscopiei Romanului, are pictați în interior, dar și în exterior, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Antipa de la Calapodești, ocrotitorii Arhiepiscopiei noastre. Sfântul Nectarie, are cărei sfinte moaște au fost aduse la sfințirea bisericii în anul 2013, 1 septembrie, de la Mănăstirea Radu Vodă din București, este ocrotitorul așezământului social-cultural care se construiește momentan și ocrotitorul nostru în cadrul școlilor de vară. Alexandra Gavrilescu, cunoscută și sub numele de Odilia Casimir, este o scriitoare celebră, născută în satul nostru. Bunicul ei a fost preot, iar tatăl s-a numărat printre primii învățători ai școlii noastre. Școala poartă numele Odiliei Casimir și are peste 169 de ani de învățământ românesc. Mulțumim! Bună ziua, mă numesc Agate Paula și astăzi reprezint parohia Cotubameș. Port un costum național, specific băii Siretului, care dăinuie de peste 100 de ani. Acesta este format dintr-o ie, care este cusută în X-uri, dintr-un brâu, care este făcut din lână și ornamentat cu două șiruri de mărgeni. Și portă o catrință, numită peștiman, foarte veche, care este făcută tot din lână. Mulțumesc! Toată lumea se aplaude! Mulțumim frumos! Dragi copii! Iată, a luat sfârșit concursul de heraldică și costum popular. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat cu drag, cu entuziasm la acest concurs. Urmează să se finalizeze concursul de toacă. Deci, copii, mai avem încă o jumătate de oră de treabă. Vă rog frumos să fiți atenți ca să respectăm un pic munca și talentul fraților noștri. Mulțumim frumos! Și îl invităm pe Rusul Narcis, parohia Cuci, Rozien de Jos. Mulces. Se pregătește Elinca George, parohia Patricheni, Murușanu Andrei, Rusu Ștefan, Vant.
fericit! Ștefan, tot parohia Vat, și rusul Georgiana, parohia Cotovameș. Rugăm toți copiii să nu plece, de acum urmează premiera atât a celor care au concurat, dar și a tuturor celor prezenți. Thank you.
Frumos, felicitări! Urmează juradul Sebastian, parohia Horia! O frumoasă galerie! Copiii care mai doresc să participe în afară concursului, îi așteptăm să se anunțe. Parohia Nistrea acum. Să-l încurajăm și pe el. Haideți cu toții! Ținuș Matei, parohia Cotovaneș 2. Ultima strigare, Ținuș Matei, parohia Cotovaneș 2. Dar Matei unde? Până atunci, îl încurajăm pe părintele. Cel mai înalt dintre toți concurenții.
Băicău, Rămășan. Rămășan, iasă. Încurajați-l. Mulțumim frumos, concursul a luat. Încurajați cu palmele. Așa, bravo. Ghine m-a învățat.
Ia uită-te, dumneata! Era să dărâm bunata dedicată din pricina carului ăsta foiesât. Apoi rămâi sănătos în cunătă rău. Vă bune prietenii, da, și timp frământa așa am bun. Vreau să-ți vâl niște nuși în cot și ți-aș păi ăsta, bata scârba să-l bată, băi de nuși o treabă. Ehe, degeaba te trudești, Leni. O să-l plastăm că l-ai plastama, abar n-are țăpăiul de scârbă. Ai înapărat? Mam, cum sună? Iacu! Pune nușile-n trânsul! Iacu! El pe umăr! Îl iau! Și stui-le frumușor în pod! Iesu! Zăpaiul e pentru paie și pân, nu pentru nuși! Ni! Încunneghiom! Ce să fac, mă trec? Dar nu vezi? Papăta, nu pricep! Ia haramul ăsta! Îi hămează de foame și nu vrea nici ruptul capului! Să vii tu pe mine, suspii, ai astușură să mănânci și fân! Stai puțin, creștinii, că spânzuri vaca! Mai tine, e fânul și dă-ți jos la vacă! Da, nu s-ai răsă? Nu fiți cum la tărâță și ieftin la făină. Că ghine zici, ghine m-a învățat, om bun. Pentru lucru de nimica era câta și sunt spânzuri vaca. Mulți proști am mai întâlnit. Dacă mă gândesc, ghinii, mățatos ar fi putut întâmpla să dea drobul jos de pihor. Dar să car soarele-n casă, coborocul, să arunci nușile pofuță poiul și să tragi vaca pișurul la fân, n-am mai gândit. Ia să mă întorc eu acasă lângă ai mei, pe care-i socot mai cu duh decât proștii care i-am văzut în lume. Rămâne sănătoși, prieteni, și feriți-vă de proști! Ascultăm și să-i observăm și să-i urmărim pe membrii ansamblului Dragomirești din Comuna Horea. Încurajați-i prin aplauzele dumneavoastră! Thank you.
rotat, trișești am jucat, aia cu strig distrăm, corogheți să jucăm. Se fai doar unul, corogheți să jucăm. Mulțumim frumos! Bine ați venit în alt preasfinția voastră! Bine v-am găsit și rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze ușanele acestea.
pe care, care să le înmulțăm prin satul acesta în țara noastră, în România și toată lumea ta. Da, iar noi care gustăm din aceste ofrande, ne sfinte. Că sunteți totdeauna acum și curăția și vecii. Bine v-am găsit, dragii mei, domnule primar! Bine ați venit, Sfinția voastră! Sărbătoarea satului, a comunii, aceste ofrande cu care ne-ați încălzit, sper că sunt concentrate în duele, toată ospitalitatea, generozitatea, prietenia acestor locuri. Considerați că binecuvântând acestea, am binecuvântat toată suflarea care aparține acestei comune. Dumnezeu să binecuvânteze comuna noastră. Amin. Bine v-am găsit! Da, e frumoasă! Dar unde ați găsit astea? La Chicirea! La Chicirea! Chicirea, Chicirea! Așa-i că da? Pe rămână am adus ceva. Acolo... Bine că a ridicat-o cei sus, să, să văd pe ceilalți acolo cum... Eu uite ce frumos! Bine v-am găsit, copii! Bine v-am găsit! Eu unde sunt ceilalți? Bine v-am găsit! Domnul Preasfinția voastră, stimate oficialități centrale și locale, stimați domnilor profesori, doamnelor profesori, dragi copii, manifestarea de astăzi se înscrie sub egida ciclului de manifestări culturale dedicate atât anului omagial, cât și a promovării tradițiilor și spiritualității creștine ortodoxe, dar și etnografice ale satului românesc. Ne bucurăm că vă avem astăzi alături de noi la cea de-a doua ediție a manifestării Stănița, simbol al Etnografiei Poporului Român, prilej cu care v-ați întrecut între voi în a promova și a arăta că tradiția n-a dispărut și că obârșia satului este și obârșia neamului. Trăim sub acest auspiciu al rădăcinii noastre seculare și prin aceasta nu facem altceva decât să promovăm valorile pe care unii le doresc a fi uitate. N-am uitat de unde am plecat și faptul că suntem astăzi aici este rodul ostenerilor, anaintașilor, dar și al nostru a tuturor. Să ne amintim în permanență de toate acestea și să fim încrezători că viitorul va fi frumos atâta vreme cât noi vom păstra aceste tradiții, atâta vreme cât ele vor rămâne nu doar în amintire, ci și în practica noastră. Vă mulțumim și vă invităm să fiți alături de noi în continuare.
în al preasfințite părinte Ioachim, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, preacuvioase părinte vicar, distinse domnule senator, domnilor primar, doamnelor și domnilor profesori și învățători, preacucernici părinți, iubiți copii, printre multele valori cu adevărat autentice la care ne raportăm fiecare dintre noi, se află la loc de cinste așezat casa părintească. Este locul în care fiecare dintre noi, cu drag, parcă venim din când în când să ne reîncărcăm bateriile. Casa părintească este locul în care amintirile bat la ușa uitării și parcă ne ajută pe fiecare dintre noi să retrăim acea perioadă deosebită care este copilăria. Prin proiectul Casa Vlădicăi, care este aici în imediata apropiere, a fost conceput sub genericul Casa Copilăriei, locuri în care copiii de ieri, cei de azi, se reunesc în bucuria inocenței spre aducerea mintei a celor câte au fost și spre neuitarea celor ce sunt și vor fi. Fiecare dintre noi, cei cu mai multe amintiri, purtăm în inimă casa părintească care o știm împodobită cu părinți, cu bunici, alții poate plecați la Domnul, mulți dintre ei trăiesc pe pământ, copii, bunici și părinți care ne-au transmis nouă valori deosebite ca noi la rândul nostru să le transmitem urmașilor noștri. Aceste valori au fost strânse, colectate cu grijă de către înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim și le-a așezat atât de frumos în acest muzeu etnografic intitulat, numit Casa Vlădicăi. Anul Mântuirii 2018, cu binecuvântarea părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, s-a desfășurat, iată, a doua ediție a manifestărilor cultural-educaționale sub egida Stănița, simbol al etnografiei poporului român, concurs desfășurat în trei secțiuni, heraldică, costume populare și toate. Mulțumiri aducem acum, la final de această perioadă și de concurs, în al preasfințitului părintele nostru Ioachim, pentru deosebita dragoste și îndrumare părintească în organizarea și derularea acestui eveniment deosebit. Mulțumim preacuviosului părinte arhimandrit Pimen Costea pentru implicare și sprijin. Mulțumim, în primul rând, domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț, dar și doamnei Carmen Nastasă, director al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, partenerii noștri în acest proiect deosebit. Mulțumim Monahiei Dionisia, care este director al Fundației Episcop Melchisedec pentru implicare și sprijin. Mulțumim domnului primar Laurențiu Todireanu, primar al Comunei Stănița, pentru dragostea pe care a arătat-o față de acest eveniment. Mulțumim domnului muzeograf Relu Budnaru, care ne-a sprijinit, domnilor și doamnelor profesori și învățători, preoților din parohiile din protopopiatul roman. Salutăm prezența în mijlocul nostru a domnului senator Dan Manoliu, a domnului primar al municipiului Roman Lucian Micu și a celorlalți primari ai comunelor limitrofe municipiului Roman. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Mulțumim în mod special copiilor implicați în acest proiect. Mulțumim pentru dăruirea de care ați dat dovadă. Este cunoscut faptul că Biserica a promovat și stimulat valoarea și tocmai de aceea, urmând unei mai vechi tradiții, la inițiativa înalt preasfințitului părintele nostru Ioachim, în cadrul manifestării de azi vor fi premiați înaintea câștigătorilor concursului desfășurat toți șefii de promoție ai colegiilor și liceelor romașcane. De aceea am să rog pe părintele Lezeu Alexandru să îi numească pe fiecare dintre ei. Pentru a multă oară, iată că șefii de promoție sunt încă o dată răsplătiți pentru rezultatele obținute la învățătură, arătând în aceasta râvnă și dragoste în promovarea valorilor spirituale și culturale ale neamului românesc. Dumnezeu să binecuvinteze această însuflețită lucrare într-o formare intelectuală, morală și spirituală. Șefii de promoție ai colegiilor și liceilor din Roman,
sesiunea 2018. Diplomă de excelență se acordă elevei Cosma Laura Elena, Colegiul Național Roman Vodă. Diplomă de excelență se acordă elevei Paladera Raluca, Liceul Tehnologic Vasile Sav Roman. Top șef de promoție al Liceului Tehnologic Vasile Sav din Roman este și Ghiuzan Mihai. La Colegiul Tehnic Petru Poni din Roman, șefa de promoție este Petrachi Viorica. La Colegiul Tehnic Miron Costin din Roman, avem ca șef de promoție pe Vieru Ramona Elena. Și pentru că departajarea a fost grea și sora sa geamănă, Vieru Andreea Georgiană, este tot șefă de promoție a Colegiului Tehnic Miron Costin din Roman. Îi felicităm! Mulțumim tuturor! Cele două jurii ce au deliberat, misiunea lor nu a fost deloc ușoară. Câștigătorul ediția a doua a concursului cultural-educațional Stănița, simbol al etnografiei poporului român, ne-au înmânat numele copiilor care s-au evidențiat în cele trei secțiuni. Toți au fost buni și foarte buni și pe toți vă felicităm, așteptându-vă să participați și la edițiile viitoare. Toți cei care vor urca pe scenă, pe lângă diplomă, veți găsi în plic și darul înalt preasfințitului părintele nostru Ioachim, oferit ca recunoașterea meritelor și în același timp impulsionare spre a duce mai departe valorile autentice românești, care sunt aceleași cu valorile creștine. Pentru a anunța câștigătorii, am să rog pe Monahia Dionisia să facă cunoscut tuturor ceea ce este atât de așteptat, numele câștigătorilor la secțiunea heraldică și costum popular. Vă rugăm, prepugați mai. Mai întâi aș dori să felicităm toți participanții, toți ați fost minunați, toți ați fost frumoși, toate steagurile au fost reprezentative pentru parohiile dumneavoastră, toate costumele dumneavoastră au fost foarte, foarte frumoase, vechi de peste 50 și 100 de ani. Dar cum trebuie să facem o departajare, dați nevoie să nominalizăm. Avem 3 premii 3 la costum popular, 3 premii 2, 3 premii 1. La premiul 3, costum popular, parohia Negrești. Aplaudăm, merită aplauze și rugăm să vină aici lângă noi să-și primească răsplată. Parohia Negrești, premiul 3 la costum popular. Se pregătește parohia Cotu Vameș 2, premiul 3 la costum popular. Poftiți să vă admire toată lumea că meritați. Diplom. Se pregătește parohia Linsești, premiul 3, costum popular. Bravo. Avem 3, premiul 2. Parohia Târjoveni, premiul 2, costum popular, invităm aici. Deci premiul 2, parohia Târjoveni, costum popular. Premiul 2, parohia Cordun, costum popular. Așa.
Parohia Cordun. Parohia Cordun, premiul 2, costum popular. Îi rugăm să vină alături de noi. Urăci. Premiul 2, da? Premiul 2, parohia Doljești, costum popular. Îi rugăm să vină să-și ridice premiul. Cordun, a venit? Cordon? Cordon. Dolgești. Și acum vă rugăm să pregătiți aplauze și pentru premiile întâi, respectiv. Așa, veniți să ne Parohia Bălușești, aplauze pentru parohia Bălușești, pentru întâi. Admirații cât de frumoși sunt. Gata, coborâți, coborâți. Parohia Brănișteni, premiul întâi. Premiul întâi, costum popular, parohia Gideon. Bravo! Aplauză! Gata, mulțumim! La secțiunea heraldică avem 3 premiul 3, 3 premiul 2, 3 premiul 1. Gideon. Poate vă prezenta și steagurile. Premiul 3 la secțiunea heraldică, parohia Cuci, Pozienii de Jos. De ce-i vopsi? Noi vopsi. Cuci, Pozienii de Jos. Care la steag, unde steag? Hai, ne întoarcem, ne întoarcem. Steag, Cuci, steag. Prezentați-vă și steag. Steag, vino cu aici. Hai cu steag. De ce am premiat. Hai cu steag. Premiul 3, secțiunea heraldică, parohia Cotu Vameș. Asta e. Este steagul de la Cuci, Pozit. Cotu Vameș. Premiul 3, secțiunea heraldică, parohia Gâdin. Cotu Vameș. Am încercat să bucurăm cu mai multe lucruri. Premiul 2. Premiul 2, secțiunea heraldică, parohia Todirei. Copii! Prezentați-vă și steagul. Premiul 2, secțiunea heraldică, parohia Chicirea. Chicirea, da. Arătați-vă steagul frumos, prezentați-vă. Steagul sus. Da, și vântați sub fața. Premiul 2, secțiunea heraldică, parohia Doria. Salutați, mă rog. Gata, coborăm. Cei care am făcut fotografia, am primit premiul, coborăm. Căsnița noastră din chiar din Tăbirem, cu scumele cu sucă. Emoții. Aici avem steagul parohiei Chicirea cu icoana Maicii Domnului, grădinărea Sașa. Premiul 2, parohia Horia. Steagul dumneavoastră. Mulțumesc, cu premiul 2, steagul. Mai se ajută, prezentați. Steagul în spatele. Așa cum v-am spus, la secțiunea heraldică avem 3 premii întâi, respectiv. Așa, parohia Dumitria, aplauze pentru parohia Dumitria. Așa, și ne așezăm așa. Bravo. Da, mulțumim.
Coborâm? Alexandru. Nistria, parohia Nistria, premiul întâi la secțiunea heraldică. Parohia Regiu, premiul întâi la secțiunea heraldică. Și mai avem un premiu întâi la secțiunea heraldică, parohia Vald. Mulțumim tuturor celor care au participat la acest concurs deosebit. Felicităm câștigătorii. Este momentul să prezentăm cei care s-au evidențiat în concursul de toacă, drept pentru care am să rog pe părintele Mario Doru Ciucanu să prezinte, nu știu, evenimentele frumoase care au avut loc în cadrul acestui concurs, totodată acolo-i să prezinte câștigătorii. Chiar dacă vremea a fost muhorâtă până acum, odată cu prezența Înaltea Sfinției sale, Înaltea Sfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a înaltelor fețe bisericești și oficialități centrale și locale, Bunul Dumnezeu a binevoit a ne mângâia cu razele soarelui și vrem ca în cele ce urmează, după îndelungi deliberări, să o invit alături de mine pe Monahia Cornelia Muzeografa de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, de la Centrul Eparhial, pentru a-i nominaliza pe cei care s-au evidențiat într-un mod deosebit prin ritmicitate și prin felul lor de a transmite la concursul de toacă simțămintele și trăirile pe care ei au dorit a ne le împărtăși. Premiul 3 se acordă tânărului Asmarandei Daniel din parohia Primești, protocopiatul roman, pentru rezultatele deosebite obținute la concursul Stănița Simbolul la secțiunea toacă. Premiul 3 se acordă tânărului Moroșanu Daniel Andrei, parohia Vlad. De asemenea, tot premiul 3 se acordă tinerei Rusu Georgiana Otuvameș. Premiul 2 se acordă tânărului Blaj Daniel din parohia Ștefan cel Mare Roman. Premiul 2, tânărului Leantă Alexandru, parohia Împășești. Tot premiul 2 se acordă tânărului Parcan Dragoș, parohia Cotuvameș. 2. Premiul 3 se acordă tânărului Munteanu Emanuel, parohia Sfântul Vasile cel Mare Roman. Tânărului Bunariu Mihai, parohia Tipești, premiul 1. Și nu în ultimul rând, tânărului Amărioare Giulio, parohia Buciu. Își optim în față. Cel mai bun, bravo! Mulțumim tuturor, iată, se încheie a doua ediție a manifestărilor culturale, educaționale, Stănița, simbol al etnografiei poporului român. Mulțumim tuturor celor care au participat la acest concurs, felicităm pe cei care au avut curajul să participe și au fost și premiați. Vă așteptăm să vă înscrieți și pentru a treia ediție, care cu ajutorul Bunului Dumnezeu va avea loc la anul viitor. Și acum, în al preasfinția voastră, vrem să mulțumim în primul rând Bunului Dumnezeu pentru această oază de liniște în această mare de furtună în care se află întreaga Românie. Și vreau să vă mulțumesc în numele tuturor pentru darul, pentru premii, pentru cadoul făcut copiilor, dar acum vă rog în cele ce urmează să dăruiți copiilor binecuvântarea arhierească și darul Bunului Dumnezeu prin rugăciunea pe care o veți rosti. Vă mulțumim frumos!
dragi copilași, atenție la mine aici, toată lumea. Dar să vedem dacă putem să lăsăm pe îngeri ca să vină împreună cu noi și să facem puțină liniște ca ei să intre în sufletele noastre liniștite. Deci, atenție aici, da? Dar vă mulțumim! Sunteți cei mai frumoși copii din toată regiunea, din tot ținutul acesta al Romanului. Vă mulțumim și acum să ascultați o rugăciune. Dar mai întâi să spuneți voi, dragii mei copii, să spuneți o rugăciune, cea mai cunoscută și cea mai frumoasă, care ne-a învățat-o însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea și toate zilele, în nouă astăzi, ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu. Domnului să ne rugăm. În profundă liniște vreau să ascultați această rugăciune. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă, căzând cu frică și cu tremur ca niște robi netrebnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost revărsate asupra robilor Tăi, asupra copiilor acestora, asupra părinților lor, asupra dascălilor lor și a învățătorilor lor, asupra profesorilor noștri din școli, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm și iarăși căzând înaintea Ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile așa și de acum înainte, învrednicește aspurind în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproape și întru toate faptele cele bune și adobâne ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Mântuiește, Doamne, pe copiii aceștia, pe familiile lor, în satele lor, de toată reaua întâmplare dorește-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți. Totdeauna a grăit și a cântat fie și celui fără de început al Tău, Părinte, preasfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău, Tu. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum, copilași, să cântăm împreună un mulți ani trăiască după ce arhidiaconul face introducere. În al preasfinției sale, în al preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dăruiește-i, Doamne, sănătate, lungime de zile, bună sporire întru toate și îl păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască, Stăpânul și Arhiepiscopul nostru, Doamne, îl păzește, Doamne, preacucernicilor părinți, domnilor primari, dăruiește-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, bună sporire întru toate și păzește pe dânsii întru mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile să tuturor celor care sunt de față, profesori, educatori, părinții lor, practicieni și părinți care ați
împreună cu protopopul locului, ați organizat această frumoasă manifestare culturală și religioasă. Mulțumim de asemenea preoților din comuna Stănița, care fac atâta animație împreună cu copiii și parohienii lor. Mulțumim celor prezenți, celor care s-au ostenit pentru organizarea acestei manifestări. Sărutându-vă sufletele fiecăruia dintre noi, dintre voi, rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască pace și liniște, mult succes în toate activitățile frăților voastre pozitive și să dea Dumnezeu să trăiți într-un mulți și fericiți ani, întâlnindu-ne aici la Stănița de acum din an în an. La mulți ani tuturor! Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să rămâniți pentru credință și mântuire. La mulți ani să trăiți! Mulțumim frumos pentru tot și acum în frunte cu un alt preasfințitul părintele nostru Ioachim, cu distinși invitați, vom face un tur organizat la Muzeul Etnografic Casa Vrădicăi. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să procedem în această călătorie în timp pentru a vedea cu adevărat cum era înainte copilăria atât de iubită și atât de care ne aducem aminte fiecare dintre noi. Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri, ci a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Din vrem de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară, acasă-i români. Împrăștiați prin lume, a mele neamuri bune, cu dor prin țări străine, muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul, acasă este glimă.